Angajații din domeniul industriei textile au nevoie de instruire. Aceasta este părerea angajatorilor, iar proiectul lansat ar putea să îi ajute să recruteze personal calificat. Față de alte domenii de activitate, având în vedere că traversăm această perioadă de criză economică la nivel general de țară, totuși în industria textilă avem încă foarte mult de lucru. Foarte mulți din cei care lucrau în Moldova, în Ucraina și în alte state, China, s-au reîntors cu producția de tip lon. Aceasta este producția preponderentă care se desfășoară în România și de lucru este foarte mult. Proiectul lansat de o organizație neguvernamentală din Timișoara are ca obiectiv general contribuirea la consolidarea structurilor, proceselor și practicilor de consultare, informare și participare a angajaților din sectorul industriei textile. Încercăm să popularizăm cadrul legislativ care protejează angajatorii, în special în momente grele, cum sunt cele prin care trecem acum, când discutăm despre concedieri colective, despre suspendarea activității unităților economice. Scopul proiectului este cumva familiarizarea persoanelor din industria textilă și asimilarea de către cei de la ITM a pieței muncii și ce schimbări trebuie făcute la nivel legislativ. În cadrul proiectului, angajatorii din acest domeniu vor fi puși la curent cu toate noutățile legislative pentru ca numărul deficiențelor constatate de inspectorii de muncă să fie din ce în ce mai puține. Neacordarea salariului, neplata sau neevidențierea orelor suplimentare, neacordarea de concedii. Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea unei capacități specializate de instruire și a unei biblioteci virtuale privind dialogul social și relațiile industriale și de muncă în sectorul industriei textile. Pentru atingerea acestuia va fi format un corp de experți din rândul partenerilor sociali care vor fi implicați în implementarea reglementărilor naționale și comunitare la nivel de întreprindere.